Bună ziua și bine ați venit la această nouă prezentare dedicată seriei de produse System Center 2012. Astăzi vom discuta despre System Center Service Manager. Numele meu este Adrian Stoian și sunt trainer și consultant IT. Agenda prezentării de astăzi este relativ scurtă. Voi face o introducere în funcționalitățile lui Service Manager 2012, după care va urma un demo. Deci demo va fi partea cea mai consistentă a acestei prezentări. Service Manager este deja la a treia versiune, dacă numărăm și Service Pack 1 pentru Service Manager 2010, care a adus îmbunătățiri din punct de vedere al funcționalităților. În mod normal, într-un Service Pack nu sunt incluse funcționalități noi, dar Microsoft a decis ca în Service Pack 1 să introducă câteva funcționalități noi, deci devenind un fel de versiune intermediară. Deci am putea spune că Service Manager 2012 ar fi la a treia versiune, dacă nu cel puțin la a doua. Câteva dintre funcționalitățile noi introduse în această nouă versiune, în primul rând a apărut noțiunea de Service Catalog și posibilitatea de a crea Service Request prin intermediul portalului Self-Service. În esență este vorba de a permite utilizatorilor să solicite acces la anumite servicii, de exemplu, să fie adăugați la niște grupuri din Active Directory, să solicite o mașină virtuală, să solicite instalarea unui software. Toate aceste servicii standard pot fi publicate într-un service catalog, iar utilizatorii le pot accesa prin intermediul lui self-service portal. Pentru că tot a venit vorba de acest portal, el a fost îmbunătățit. În acest moment el este bazat pe SharePoint și poate fi instalat atât pe versiunea full, deci SharePoint 2010 Standard sau Enterprise, cât și pe varianta Foundation, care este gratuită. În acest mod, practic, organizațiile care au deja SharePoint pot să incorporeze portalul Service Manager în cadrul portalului intranet, să spunem, al companiei. De asemenea, a fost introdus un management pack nou pentru partea de release management, așa cum este definit acest proces de către ITIL și Microsoft Operations Framework, respectiv procesul de implementare a unei aplicații noi sau unui serviciu în producție, cu toți pașii de aprobare, de implementare corespunzători. De asemenea, au fost îmbunătățiri pe partea de data warehouse și reporting. Probabil că știți deja, o să discutăm imediat și arhitectura, dar Service Manager are un data warehouse în care sunt agregate datele istorice în scopuri de raportare. Deci, folosind informațiile din data warehouse, puteți să generați rapoarte cu datele istorice, să identificați tendințe de utilizare și așa mai departe. De asemenea, au fost adăugați doi noi conectori, pe lângă cei existenți, pentru Active Directory, pentru Configuration Manager și Operations Manager. Au fost adăugați conectori pentru Orchestrator. Prin intermediul acestui conector puteți accesa runbook-uri din Orchestrator. Vom discuta despre acest subiect într-o sesiune următoare. Ideea de bază este că puteți să le inițiați prin intermediul unui service request din catalog, respectiv un utilizator care vizitează catalogul de servicii, poate iniția orice runbook, bineînțeles cu aprobările necesare, în felul ăsta realizându-se integrarea între portalul self-service din Service Manager și Orchestrator pentru automatizarea proceselor. De asemenea, a fost introdus un conector pentru Virtual Machine Manager, care este foarte util în momentul când vrem să implementăm o soluție de Private Cloud,
pentru că el ne permite să colectăm informații din Virtual Machine Manager referitoare la infrastructura de private cloud, respectiv hosturi, librării și, bineînțeles, mașini virtuale și servicii care rulează pe acea infrastructură de tip private cloud. Despre asta vom mai discuta în sesiunile următoare, dar pe scurt ar fi, să zicem, funcționalitatea care ne permite să integrăm facilitățile de service desk ale lui Service Manager cu o soluție de tip private cloud realizată cu Virtual Machine Manager și App Controller. De asemenea, au fost realizate o serie de îmbunătățiri la funcționalități existente. Una ar fi faptul că pentru incidente acum se poate măsura SLA, Service Level Agreement, respectiv timpii folosiți pentru a, să zicem, asigna un incident, pentru a rezolva un incident și așa mai departe. Și aceștia pot fi după aceea monitorizați în partea de rapoarte. Pe urmă, a fost îmbunătățită partea de legături între diversele tipuri de work item-uri. Aici, la work item-uri, am putea menționa incidente, probleme, change requests și așa mai departe, în sensul că le putem grupa acum în relații ierarhice, respectiv, de exemplu, dacă mai multe incidente se referă la același lucru de fapt, să zicem, mai mulți utilizatori care au aceeași problemă, le putem grupa sub un alt incident, să zicem, părinte, și în momentul în care rezolvăm problema, să închidem în cascadă toate incidentele child. De asemenea, au fost aduse o serie de îmbunătățiri pe partea de conector pentru Active Directory, felul în care colectează informații din Active Directory despre user, computere și grupuri și așa mai departe. A fost adăugat suport îmbunătățit pentru PowerShell și, de asemenea, o serie de îmbunătățiri de performanță, posibilitatea de a efectua activități în paralel în workflow-uri, dar despre asta vom mai povesti fie în timpul demonstrației, fie când discutăm despre arhitectură. Dacă ar fi să discutăm despre cum folosim Service Manager pentru a implementa procese din categoria IT Service Management, trebuie să ținem cont de metodologiile și framework-urile existente în prezent. Și, bineînțeles, cel mai cunoscut este ITIL, IT Infrastructure Library, urmat, bineînțeles, de Microsoft Operations Framework, metodologie dezvoltată de Microsoft, bazată pe ITIL, dar care conține, de asemenea, recomandări prescriptive cu privire la implementarea proceselor în cauză. Pentru ITIL versiunea 3 aveți cele patru categorii de procese, respectiv Service Design, Service Transition, Service Operation și Continual Service Improvement, ele reprezentând de fapt fazele implementării unui serviciu în cadrul infrastructurii organizației. Pornim cu designul serviciului, deci partea de management de capacitate, disponibilitate, facem managementul riscurilor, analizăm din punct de vedere al conformității cu standardele de securitate, managementul furnizorilor. Aceste funcționalități nu sunt deocamdată incluse în Service Manager, pentru că ele sunt de fapt o fază pregătitoare pentru implementarea unui serviciu în cadrul infrastructurii. În schimb, începând cu faza de Service Transition, Service Manager acoperă următoarele tipuri de procese. În primul rând, Change Management, respectiv procesul prin care o solicitare pentru modificarea infrastructurii, fie că acea modificare se referă la schimbarea configurației, fie că se referă la introducerea unui serviciu nou în cadrul infrastructurii, de exemplu, implementarea unei aplicații. Practic, toate acestea trebuie să treacă printr-un proces de aprobare standard și, bineînțeles, Service Manager a avut chiar de la început, de la versiunea 2010, proces de change management, prin care orice solicitare de modificare a infrastructurii, fie că aceasta ar reprezenta, de exemplu, reconfigurarea unui serviciu existent sau introducerea unui serviciu nou, trebuie să treacă printr-un proces de aprobare, urmând ca după aceea să fie implementat.
În noua versiune 2012 a lui Service Manager avem partea de release management și acest lucru se referă la implementarea în producție a serviciului, respectiv coordonarea activităților de implementare a serviciului în cadrul infrastructurii IT a organizației. Dacă ar fi să discutăm din punct de vedere al fluxului de procese, în primul rând va trebui să avem un change request, deci să implementăm procesul de change management, iar după ce acel change request a fost aprobat, deci a trecut prin toți pașii de aprobare corespunzător definiți de noi, putem trece la procesul de release, adică implementarea acelei modificări sau acelui serviciu în producție. De asemenea, tot în această categorie, pentru fiecare serviciu implementat ar trebui să avem un knowledge base și iarăși de la început Service Manager a avut funcționalitatea de knowledge base, prin care pentru toate serviciile implementate existau informații cu privire la problemele care ar putea apărea și cum au fost ele, cum pot fi ele rezolvate. De asemenea, Service Manager permite definirea de articole de knowledge base customizate. Deci, practic, o organizație în care administratorii au întâmpinat anumite probleme și le-au rezolvat, pot introduce aceste informații în knowledge base pentru ca toți cei care sunt în departamentul de IT să știe cum să rezolve acea problemă dacă mai apare din nou. Deci, pentru a minimiza, de fapt, timpii de întrerupere datorați incidentelor și de a îmbunătăți service level agreement. Pentru că tot a venit vorba de incidente, bineînțeles, Service Manager a avut de la început partea de Incident Management și Problem Management. Care e definiția unui incident? O întrerupere neașteptată a unui serviciu sau unei funcționalități și care, bineînțeles, cauzează pierderi din punct de vedere al funcționalității serviciilor IT și al efectelor pe care le are acest lucru asupra utilizatorilor, respectiv faptul că nu își pot efectua activitatea, bineînțeles, poate aduce pierderi organizației. O problemă este, de fapt, cauza rădăcină a unuia sau mai multor incidente. Diferența principală dintre un incident și o problemă este faptul că incidentul este sub influența unui SLA, deci Service Level Agreement, respectiv din momentul în care incidentul a fost raportat, el trebuie să fie asignat și rezolvat într-un interval de timp definit de Service Level Agreement. Pe când o problemă, fiind o cauză rădăcină și de obicei necunoscută, poate să treacă mai mult timp pentru rezolvarea ei, dar odată cu rezolvarea problemei pot fi rezolvate automat și toate incidentele care au fost înregistrate cu privire la acea problemă. De exemplu, dacă mai mulți utilizatori raportează incidente cu sistemul de mesagerie, ele sunt incidente individuale și vor fi înregistrate ca atare. Putem avea, nu știu, 10, 20, 100 de incidente similare. Ele pot fi legate, asociate cu o problemă, deci operatorul de la service desk creează o problemă, asociază incidentele respective și apoi escaladează problema, să zicem, la nivelul următor de suport. După ce problema este rezolvată și vor fi închise automat și toate incidentele corespunzătoare. De asemenea, avem categoria de request fulfillment. Un request este orice cerere făcută de utilizatori către departamentul de IT sau chiar de către membrii departamentului de IT către departamentul de IT tocmai pentru a urmări toate solicitările care se fac, indiferent de sursa acestora. De exemplu, ar putea fi instalarea unui soft pe o stație nouă, ar putea fi înlocuirea calculatorului. De exemplu, un utilizator poate raporta faptul că un calculator s-a stricat și să solicite înlocuirea. Bineînțeles că pentru fiecare astfel de fulfillment trebuie să
avem și costuri asociate și se pot măsura și costuri pentru a raporta ulterior care au fost costurile asociate cererilor. Bineînțeles că fiecare astfel de cerere trebuie să treacă printr-un proces de aprobare. Se poate întâmpla ca aprobarea să fie făcută de managerul utilizatorului respectiv sau chiar de către departamentul de IT. Putem defini pe bază de template-uri cine trebuie să facă aprobarea pentru fiecare tip de cerere. Aceste cereri sunt publicate în cadrul catalogului de care povesteam, respectiv avem în versiunea 2012 noțiunea de service catalog, în care sunt publicate toate serviciile standard oferite de departamentul de IT, iar în cadrul catalogului sunt disponibile așa numitele service offerings sau request offerings, adică servicii care pot fi implementate sau solicitări pe care utilizatorii le pot plasa și pentru anumite categorii de operațiuni standard, de exemplu adăugarea la un grup. Pentru a urmări toate cererile de adăugare la grupuri de securitate din Active Directory, să putem introduce acest sistem pentru ca să-i obligăm pe utilizator să ceară acces prin intermediul Self-Service Portal, urmând ca accesul să le fie aprobat de către ownerul, proprietarul resursei respective și în felul ăsta putem urmări cine a cerut acces la ce și mai ales motivele pentru care a cerut accesul. O problemă tipică care se întâmplă în multe organizații este că solicitările astea vin pe canale, să zicem, secundare, gen telefon, e-mail, pe cale vocală, să zicem, liberă, direct, vorbim cu membrii departamentului de IT și ulterior nu mai știm cine, de ce a făcut modificările, de exemplu, cine a adăugat un user într-un grup din Active Directory. Așa cum am menționat și mai devreme, în versiunea 2012 avem și suport pentru service level management, respectiv posibilitatea de a defini service level objectives, SLO, și apoi pentru a măsura să zicem, timpii de răspuns la incidente sau la request fulfillments vis-a-vis de acest service level objectives, respectiv dacă ne-am încadrat în contractele sau, mă rog, în limitele de timp definite de service level agreement. De asemenea, avem posibilitatea să facem service measurement, respectiv să facem să obținem rapoarte cu privire la disponibilitatea unui serviciu. Pentru această funcționalitate trebuie să folosim System Center Operations Manager, care include partea de monitorizare a unor servicii, urmând ca noi în Service Manager să obținem rapoarte agregate cu privire la disponibilitatea acelor servicii. Bineînțeles, avem partea de raportare bazată pe SQL Server Reporting Services și rapoartele sunt generate pe baza informațiilor din Data Warehouse. Dacă ar fi să discutăm puțin arhitectura lui Service Manager, avem în primul rând o bază de date cu informații, deci numită generic CMDB, Configuration Management Database. În această bază de date sunt ținute informații despre configuration items, și configuration items ar fi orice reprezentare a unui obiect fizic din cadrul infrastructurii de IT, de exemplu, computere, user, grupuri, servicii care rulează pe o infrastructură de tip private cloud, de exemplu, mașini virtuale, RAM-bucuri care sunt disponibile prin intermediul orchestrator mai nou. Deci toate informațiile despre infrastructură sunt definite în CMDB. De ce este important să avem un CMDB? Pentru a avea o imagine cât mai reală și centralizată asupra configurației infrastructurii IT. Și acest lucru este foarte important în momentul în care vrem să facem
change management, pentru că deci cum poți ști ce schimbi sau cum poți determina care va fi efectul unei schimbări dacă nu știi cum arată infrastructura pe care o schimbi. Respectiv, de exemplu, dacă vrem să introducem un serviciu nou în cadrul infrastructurii, acesta poate avea anumite efecte laterale. Da? Și pentru a aproba această schimbare prin intermediul procesului de change management, bineînțeles, trebuie să avem o imagine cât mai clară asupra infrastructurii existente. Service manager nu are agenți, deci nu instalează agenți pe sistemele să zicem, despre care are informații în CMDB. Acest lucru se realizează deci obținerea de informații se realizează prin intermediul conectorilor și Service Manager folosește ca sursă de informații, bineînțeles, Active Directory, de unde obține informații despre computere, user, grupuri, deci informațiile de bază, cum ar fi numele calculatoarelor, sistemul de operare la user, bineînțeles numele userului și așa mai departe, grupurile. Apoi completează informațiile respective cu informații obținute de la Configuration Manager, deci este recomandat dacă aveți deja Configuration Manager implementat în cadrul infrastructurii să configurați acest conector, pentru că vor fi completate informații cu privire la hardware, software, page-uri instalate și chiar informații privind compliance, deci conformitatea cu baseline-urile de securitate definite în Configuration Manager. Deci, Service Manager va agrega informațiile provenite din mai multe surse, astfel încât dacă primește informații despre un computer din Active Directory și, bineînțeles, de la Configuration Manager sau chiar Operations Manager, toate informațiile vor fi agregate într-un singur Configuration item care reprezintă computerul respectiv. Vom vedea acest lucru în cadrul interfeței. Un alt conector pe care l-am menționat este cel către Operations Manager, prin care Service Manager obține informații despre serverele și serviciile monitorizate de Operations Manager. O observație interesantă pentru a putea genera informații despre structura serviciilor monitorizate, trebuie să importăm management pack-urile pentru serviciile respective. De exemplu, dacă Operations Manager monitorizează Active Directory sau Exchange sau SharePoint sau SQL, trebuie să importăm management pack-urile corespunzătoare atât în Operations Manager cât și în Service Manager. Și în acel moment, Service Manager va înțelege informațiile care sunt transferate prin intermediul conectorului către Operations Manager și va putea construi acele service maps, respectiv dependințe între serviciile existente. De exemplu, Active Directory depinde de DNS și de alte servicii din cadrul infrastructurii IT. În felul ăsta se poate determina dacă oprim un serviciu, ce alte servicii sunt afectate. Operations Manager are și un al doilea conector, deci conectorul pentru alerte, prin care Service Manager poate genera automat incidente pentru alertele primite prin intermediul conectorului către Operations Manager. Respectiv, dacă pentru unul dintre serverele sau serviciile monitorizate de Operations Manager este generat un alert, automat se va genera un incident în Service Manager. Dacă alertul este închis, de exemplu din Operations Manager, se va închide automat și incidentul în Service Manager. Am menționat că avem doi noi conectori către Orchestrator, care este soluția din familia System Center pentru automatizarea de procese și prin intermediul acestui conector către Orchestrator putem afla informații despre runbook-urile disponibile și le putem chiar iniția prin intermediul service catalog. Deci putem publica service offerings în service catalog și
putem să inițiem în felul ăsta runbook-uri către din Orchestrator. Și în sfârșit avem conectorul către Virtual Machine Manager, care ne permite să colectăm informații despre o infrastructură de tip private cloud, deci hosturi de virtualizare, mașini virtuale, servicii care sunt, care rulează pe acel private cloud, și putem integra acest lucru din nou cu Service Catalog pentru a permite utilizatorilor, de exemplu, să facă solicitări pentru servicii, implementarea unor servicii pe infrastructura de private cloud sau, de exemplu, pentru a solicita pur și simplu o mașină virtuală nouă. Toate aceste informații, așa cum am spus, sunt agregate în CMDB și tot aici sunt ținute toate informațiile despre incidente, probleme, change requests, service requests și așa mai departe, plus legăturile dintre acestea. În felul ăsta, Service Manager deține o imagine de ansamblu asupra configurației infrastructurii IT existente și asupra tuturor incidentelor, problemelor, solicitărilor de modificare și așa mai departe. Datele istorice sunt agregate în Data Warehouse, permițându-ne ulterior să generăm rapoarte cu privire la, să zicem, incidentele care au apărut, solicitările de servicii, rapoarte cu privire la configurație. Există un add-on care ne permite să evaluăm conformitatea cu anumite standarde de securitate, se numește ITGRC, Governance Risk and Compliance. Deci e un management pack pe care îl puteți downloada separat și îl puteți instala în Service Manager și cu ajutorul căruia puteți evalua conformitatea, să zicem, sistemelor și infrastructurii IT cu privire la anumite standarde, cum ar fi PCI, are template-uri predefinite pentru diverse standarde de securitate din industrie. De asemenea, există un add-on care va fi lansat în scurt timp. În momentul ăsta este în variantă beta, se numește Private Cloud Services Process Pack, care implementează procese privind automatizarea unor, să zicem, implementării unor servicii pe o infrastructură de tip private cloud. Pentru această soluție, bineînțeles, va trebui să folosim și Virtual Machine Manager și Orchestrator. Vom discuta despre acest lucru în sesiunea de încheiere din cadrul acestei serii de prezentări. Acesta ar fi, pe scurt, arhitectura lui Service Manager. Toate procesele efectuate pe această platformă sunt implementate cu ajutorul unei engine de procese bazat pe Workflow Foundation, tehnologia din .NET Framework. Și portalul, așa cum am menționat, este implementat în momentul de față pe SharePoint. Poate funcționa inclusiv pe varianta SharePoint 2010 Foundation și, bineînțeles, în felul ăsta poate fi integrat cu un portal existent al organizației. Vă reamintesc că dacă doriți să puneți întrebări, aveți la dispoziție fereastra de Q&A și eu voi încerca să răspund fie live, în direct, fie la sfârșitul prezentării. Acum, pentru că am vorbit suficient, să trecem la partea de demonstrații și să facem o trecere în revistă a funcționalităților oferite de către Service Manager 2012. Ok, deci sper că se vede bine partea de demonstrație. Am aici o instalare de System Center Service Manager 2012 și să aruncăm o privire la partea de configurare inițială. În primul rând, ne interesează partea de conectori. Și aici principalul conector cu care o să lucrăm o să fie, bineînțeles, cel de Active Directory. Să ne uităm puțin la proprietăți. Avem informații
mai puțin. O să vedeți imediat partea de configurare. Va trebui, bineînțeles, pentru fiecare conector către Active Directory să specificăm domeniul la care ne conectăm și informații de securitate. De exemplu, în acest caz avem un nume, vedeți că puteți specifica fie domeniul, fie organizational unit-ul și un cont de tip run as account cu ajutorul căruia putem accesa informațiile din domeniul respectiv. Ulterior putem selecta ce informații dorim să sincronizăm. Merită menționat faptul că puteți configura mai mulți conectori pentru Active Directory, câte unul pentru fiecare domeniu de unde doriți să sincronizați informații în CMDB. În paralel avem un conector către Operations Manager. Este conectorul pentru Configuration Items. Există un al doilea conector pentru partea de alerte. Și bineînțeles și aici va trebui să configurăm numele serverului de Operations Manager și credențialele cu care ne conectăm. Și apoi, vedeți, în partea de jos, management pack-urile care au fost importate și în Service Manager pentru a-i permite lui Service Manager să înțeleagă informațiile care vin din partea de Operations Manager cu privire la serviciile monitorizate. Deci trebuie să importăm management pack-uri atât în Operations Manager cât și în Service Manager. Practic aceleași management pack-uri pe care Microsoft le publică pe site-ul de web, le importați în ambele locuri pentru că ele sunt compatibile. Bun, și de asemenea avem schedule-ul de sincronizare, implicit să faci o sincronizare zilnică pentru a actualiza informațiile. Putem crea conectori adiționali, observați aici, pe lângă cei doi menționați, avem conector pentru Configuration Manager, cu ajutorul căruia ne putem conecta la baza de date a lui Configuration Manager și a sincroniza informații cu privire la hardware, software, patch-uri instalate, baseline-uri de securitate și conformitatea cu acestea. Și avem un al doilea conector pentru Operations Manager, care ne permite să generăm automat incidente pentru anumite tipuri de alerte care vin din partea Operations Manager. În plus, cei doi conectori noi despre care am povestit, Orchestrator și Virtual Machine Manager. În cazul în care aveți o altă sursă de informații și pentru care nu avem suport deocamdată, puteți să exportați informațiile din acea sursă într-un CSV și puteți să le importați în Service Manager. De exemplu, să ne gândim că ați avea o bază de date care conține informații cu privire la asset-uri, gen computerele din cadrul organizației, alte echipamente, și puteți importa aceste informații cu ajutorul unui fișier CSV text. Aici vedeți o listă de management pack-uri care au fost importate în cadrul lui Service Manager, deci pe lângă cele standard care sunt deja incluse cu acest produs. Să mergem puțin în partea de jos. Deci, vedeți că avem management pack-urile pentru Virtual Machine Manager, pentru Configuration Manager, deci SQL Server, deci pentru a îi permite lui Service Manager să înțeleagă informațiile venite de la Operations Manager cu privire la serviciile monitorizate sau incidentele, alertele care sunt generate acolo. De asemenea, putem genera notificări prin configurarea unui canal de comunicație, de exemplu prin e-mail și apoi prin configurarea de subscripții către anumite tipuri de incidente. De exemplu, putem spune că toate incidentele care sunt într-o anumită categorie se află într-o anumită coadă și au un anumit status, de exemplu, au fost escaladate, pentru toate acestea să fie generate automat notificări. Service Manager are un model de securitate bazat pe roluri. Respectiv, există aici roluri predefinite și, de exemplu, dacă vreau să creez un user role de tip, de exemplu, end user, respectiv utilizatorii care pot accesa
portalul, pot selecta de aici, de exemplu, utilizatori. Servicii SharePoint și să le permitem accesul la portal. În cazul ăsta ei nu au nevoie de acces la management pack-uri, dar și nici la cozile de informații, ci aici putem specifica, de exemplu, catalog itemurile, încă nu am definit așa ceva, dar la care acești utilizatori au informații. Bineînțeles, toți utilizatorii care sunt în categoria self-service user sau end user role au acces la, să zicem, la portalul de tip self-service, la self-service portal. În mai jos avem definite, putem defini niște setări standard, de exemplu calendarul tipic după care operează departamentul de IT. În momentul când vom defini SLA-uri și Service Level Objectives, e foarte important ca acestea să fie raportate la un calendar, adică timpii de răspuns să fie definiți vis-a-vis de calendarul de lucru tipic, de exemplu business hours. De exemplu, în timpul orelor de program, adică de luni până vineri, de la 9 până la 5, cam o mică problemă la interfață aici, putem specifica sărbători, de exemplu, putem aici pune sărbătoarea de 1 mai și data la care are acest loc această sărbătoare oficială, respectiv în cadrul sărbătorilor nu se măsoară SLA și Server Level Objectives. În felul ăsta noi ne putem defini calendarul și aici am o mică problemă de interfață, dar în principiu asta este felul în care se definește calendarul cu orele de program. De asemenea, aici ne putem defini metrici, cum ar fi timpul de rezolvare sau timpul de finalizare. Și, de exemplu, dacă aruncăm aici o privire, puteți vedea că acesta se calculează pe baza informațiilor deja existente în cadrul bazei de date CMDB. Respectiv, timpul de rezolvare este diferența dintre data în care un, să zicem, incident a fost creat și momentul de timp când el a fost rezolvat. Și la fel pentru, de exemplu, finalizarea unui incident, dintre momentul în care a fost creat și în momentul în care a fost completat. Asta este, nu e pentru incident, este pentru un service request, îmi cer scuze. De asemenea, aici putem defini service level objectives, respectiv pentru anumite tipuri de incidente, de exemplu incidente critice. Puteți defini clasa trebuie să fie incident, bineînțeles. Definim un nou management pack, incident service level objectives și imediat vom putea să definim criteriile după care acest lucru este măsurat în momentul în care vrem să măsurăm acest obiectiv. Cozile după care o coadă existentă.
De exemplu, o coadă, să zicem, cu toate incidentele, numai puțin, pentru că merge puțin mai greu, este instalat la mine pe laptop. Haideți să definim o coadă atunci, dacă tot am început. Să definim o coadă de incidente critice. Așa, care va conține, bineînțeles, incidente. Putem defini oricâte cozi de incidente, bineînțeles, pentru a le putea asigna la diverse categorii de utilizatori. Și la diverse categorii de incidente primite din partea utilizatorilor. Vom selecta aici partea de management pack-ul pe care l-am creat anterior. Și pe urmă vom spune care este criteriul în care, după care un incident este plasat în această coadă, respectiv, să zicem, parte, deci, de exemplu, pentru un incident, classification category, prioritatea, nu prioritatea, impactul. Deci adăugăm impactul, equals high. Deci în momentul în care avem un incident pentru care impactul este mare, acesta va fi un incident critic. Da? E, și în felul ăsta am definit o coadă și criteriile după care această coadă va fi, da, incidentele vor fi plasate în această coadă de incidente. Trebuie spus că aceste cozi reprezintă de fapt niște view-uri vis-a-vis de informațiile stocate în baza de date, respectiv incidentele vor fi plasate automat într-o coadă dacă criteriile specificate pentru coada respectivă, în cazul ăsta, de exemplu, impactul este high, dacă acest criteriu este îndeplinit, orice incident care îndeplinește acest criteriu va fi plasat automat în această coadă. Trebuia să ne definim, bineînțeles, și un calendar, să zicem calendar standard. Să încercăm să-l salvăm. Trebuie să pun data în formatul cu două puncte, de asta nu funcționa. Să zicem că avem acest lucru. În fiecare zi. De luni până vineri și apoi de la 9 la 5. Ok, și asta ar fi informațiile de calendar. Și bineînțeles că service level objective va fi măsurat de, vis-a-vis de acest calendar, iar targetul, să zicem, pentru incidente, să zicem că este de 12 ore și cu un warning la depășire pentru 2 ore. Și asta este criteriul de rezolvare pentru fiecare incident. Adică un incident care apare într-o astfel de coadă va fi rezolvat într-un interval de maximum 24 de ore. Dar probabil pentru că e critic, hai să punem mai puțin. Deci să punem numai 4 ore. Și tot așa ne putem defini obiective de service level pentru diverse categorii de incidente. În cazul ăsta, criteriul a fost că avem
un incident la care impactul este high. Și acum haideți să testăm ce am făcut noi aici, respectiv să vedem cum putem crea un incident. Mai puțin. Cea mai simplă metodă pentru a crea un nou incident ar fi să mergem prin intermediul portalului. Și avem aici portalul self-service și acest portal poate fi accesat de utilizatori, de exemplu, pentru a crea un incident. Haideți să creăm un incident, să raportăm un incident prin intermediul portalului. Un moment, pentru că merge un pic mai greu pe laptop. Mai merită spus că interfața portalului este o combinație de SharePoint și Silverlight. După cum ați putut vedea, în momentul când se încarca formularul pentru incident, a apărut acel să zicem, simbol grafic circular care e dat de Silverlight și aici, în partea din stânga, vedeți că aveți opțiunile corespunzătoare pentru customizarea paginii. Eu, fiind acum logat ca administrator, pot accesa toate aceste opțiuni care specifice pentru customizarea site-urilor SharePoint. Ok, nu asta mi-am propus să vă demonstrez, așa că o să mergem să facem o cerere de incident, de exemplu, problemă e-mail. Așa. Nu pot accesa Outlook Web Access. Să spunem că este dintr-o anumită categorie, de exemplu e-mail problems și cât de urgent. Vedeți că utilizatorul poate să spună cât de urgent este. Impactul va fi evaluat de către persoana de la Service Desk care va, să zicem, asigna incidentul într-o anumită coadă. Vedeți că nu cere foarte multe informații, nu trebuie să-i stresăm pe utilizatori cu foarte multe solicitări de informații. Trebuie doar să aflăm despre existența incidentului respectiv. Deci e foarte important ca incidentele să fie raportate. Mai merită spus că incidentele pot fi raportate de utilizator prin intermediul portalului, prin e-mail, de exemplu trimițând informații către o adresă, trimițând un e-mail către o adresă predefinită, ei pot se poate genera automat incidente pentru acele mesaje de e-mail. Utilizatorii pot vedea oricând, să zicem, incidentele și solicitările pe care le-au făcut. În cazul ăsta, de exemplu, pot vizita portalul ulterior și vedeți că am aici un incident deschis. Pentru utilizator, de fapt, e puțin transparent dacă e un incident sau este un change request, pentru ei practic fac cereri prin intermediul portalului, ele urmând să fie clasificate ca incidente sau change request-uri sau service request-uri în funcție de parametrii pe care îi introduce utilizatorul. În cazul ăsta e un incident, noi îl putem recunoaște după faptul că are un cod care începe cu IR180, după cum vedeți. Acum, revenind în consolă, să mergem la partea de work item-uri. Un work item ar fi ceva de făcut, respectiv un incident, o problemă, un change request, un release fulfillment sau un service request fulfillment. În cazul ăsta, noi discutăm despre incidente. Și aici puteți observa incidentul pe care l-am raportat prin e-mail și să vedem informațiile pe care le avem la dispoziție în calitate de operator de service desk.
cu privire la incidentul respectiv. Și vedeți cine a fost utilizatorul care l-a raportat, respectiv accesul la portal este autentificat. Eu eram logat ca un administrator, dar bineînțeles aici apare de obicei numele utilizatorului care a raportat incidentul și acum nu-mi rămâne decât să clasific impactul ca high. Din acest moment el va fi plasat automat în coada de incidente critice, tocmai pentru a-i se putea măsura, de exemplu, service level objectives. Îl asignez la un nivel de suport, pot specifica aici chiar și utilizatorul căruia îl pot asigna, de exemplu, unul dintre utilizatorii de la, de la service desk. Așa. Și după care aplic modificările aici la related items pot specifica, de exemplu, configuration items care să fie adăugați. Am putea adăuga, de exemplu, un server care poate fi serverul de e-mail. Da? Și în momentul ăsta s-a creat o legătură între incidentul raportat și serverul care oferă acea funcționalitate care este afectată. Iar la partea de service level vom putea vedea ulterior informații cu privire la service level objectives, dacă acestea au fost, îndeplinite sau, sau nu. Vom salva și închide incidentul. Vom salva incidentul, el încă nu e în starea de, de open, deci este deschis. Scuze. It's changed by another user or process. La related items, cred că întâi ar trebui să dau. Eu aici folosesc versiunea Release Candidate, deci mai sunt unele mici probleme. Ce pot să fac cu acest incident este să-l asignez, de exemplu să mi-l asignez mie. Pot să-l escaladez, deci dacă nu știu să-l rezolv, pot să-l escaladez la nivelul de următor de suport. De exemplu, vă rog, verificați serverul. Eu, în cazul ăsta, fiind un operator de service desk, nu am acces la serverul de e-mail și atunci îl escaladez incidentul. Așa, și de asemenea pot să încerc să-l rezolv. În cazul ăsta, nemai fiind asignat mie, nu mai pot să-l rezolv, dar pot încerca să creez o problemă pe baza acestui incident. În orice caz, observați că sunt implementate procesele tipice de service desk, de incident management, de problem management și toate acestea sunt implementate pe baza unor workflow-uri, astfel încât să ne asigurăm că toate procesele respectă anumiți pași. Pentru că a mai rămas puțin timp, aș mai face o demonstrație cu partea de service catalog, care este inclusă în această nouă versiune a produsului. În primul rând să vedem ce configurație este necesară. Dacă mergem în zona de library, aici vedeți că sunt definite tot felul de obiecte care sunt folosite în cadrul CMDB, respectiv, de exemplu, la grupuri, avem grupurile, putem defini grupuri pentru a permite accesul la anumite tipuri de obiecte. Avem partea de knowledge base, avem liste și, de exemplu, la clasificarea incidentelor, dacă vrem să modificăm clasificările pe care le-ați văzut și în cadrul portalului, de exemplu, am putea spune aplicație RP. Da. Și aici ar putea fi incidente
legate de utilizarea cației ERP. Și în momentul ăla putem adăuga, scuze, trebuia să adaug lista respectivă, deci aici să zicem aplicație ERP, nu o să mai introduc celelalte date și să zicem că mai am unul care se numește portal SharePoint. Toate aceste categorii vor apărea, bineînțeles, utilizatorilor în momentul când vor raporta un incident. Ce vreau eu de fapt să vă arăt era zona de, tot aici putem defini queue-uri, deci coada de incidente definită anterior, zona de service catalog. Aici, practic, trebuie în primul rând să definim service offering, respectiv pentru fiecare serviciu pe care dorim să-l oferim, serviciu standard pe care dorim să-l oferim în cadrul infrastructurii, va trebui să, în primul rând, să creăm un service offering. Avem deja niște service offerings predefinite. Aici este un exemplu de acces la grupuri de Active Directory și vedeți că este un serviciu din categoria Access and Security, acces la grupuri de Active Directory. Putem oferi mai multe categorii pentru servicii, informații despre serviciul respectiv, link pentru mai multe detalii și în cadrul acestui serviciu, ofertă de serviciu, avem una sau mai multe request offerings, deci cereri care pot fi făcute. În cazul ăsta este o cerere pe care o vom vedea imediat, acces la un grup de securitate de AD și respectiv cine oferă acest serviciu. Vedeți că pentru fiecare serviciu oferit trebuie să avem un owner, trebuie să vedem dacă este publicat, deci este disponibil în portal sau nu. Deci informații care să ne permită identificarea acelui serviciu. Dacă mergem la zona de request offering, vedem că pentru acel service offering avem un request offering corespunzător, putem avea chiar mai multe. Deci dacă ne uităm aici, putem să vedem, de exemplu, informațiile care sunt solicitate, respectiv pentru ca fiecare request care este făcut de utilizator trebuie să introducă informații suplimentare. Acest formular va fi disponibil în cadrul portalului de Service Desk. De exemplu, putem asocia un cost pentru fiecare adăugare la grup să specificăm un cost center care va fi după aceea taxat cu o anumită sumă pentru fiecare operație pe care o facem. În felul ăsta putem face urmărirea costurilor pentru fiecare serviciu standard și cerere pe care a fost, care a fost solicitată prin intermediul portalului. Acum nu ne închipuim că o să facem taxare pentru adăugarea la un grup de securitate, dar putem să ne imaginăm că, de exemplu, la solicitarea unui computer nou sau la solicitarea creierii unei mașini virtuale să implice anumite costuri și în felul ăsta să le spunem utilizatorilor că tot ceea ce cer prin intermediul portalului, de fapt, va costa o anumită sumă care va fi făcută cross-charge către cost center-ul lor. Mai jos aveți tipurile de informații care vor apărea pentru user prompts, respectiv, de exemplu, pentru cost center va trebui să introducă ceva număr întreg, pentru grupul de Active Directory acestea vor fi selectate automat din Active Directory și o să vedeți acest lucru în cadrul lui Self-Service Portal și cum să mapează aceste proprietăți pentru acel request offering. Ok, deci lucrurile astea sunt deja configurate, request offering-ul este publicat,
și putem să încercăm să-l folosim. Merită spus că în afară de aceste două lucruri, deci service offering și request offering, trebuie configurat și un template pe care să-l vedem în funcție de management pack-ul în care se află. Este asta, sample request member, și este de tip service request, după cum puteți observa. Acest template va specifica, de fapt, procesul de aprobare standard pentru acest request, respectiv în momentul în care un user vine și cere acces la un grup din Active Directory, de fapt va fi inițiat un workflow de aprobare, cererea lui se va duce la owner, deci la cine este ownerul grupului respectiv, și după ce acesta va aproba, tot prin intermediul portalului, bineînțeles, va primi, de exemplu, o notificare pe e-mail cu un link. Practic, utilizatorul va fi adăugat automat la e-mail, la grupul respectiv, și în felul ăsta se va implementa procesul de să zicem, adăugare de utilizatori la grupuri. Adăugarea, de fapt, a utilizatorilor la grupuri, în cazul ăsta, este făcută cu un script PowerShell, dar puteți folosi de asemenea și produsul numit Forefront Identity Manager, FIM, care permite automatizarea proceselor de management a identității între mai multe repozitorii, gen aplicații, Active Directory și așa mai departe. Bun, pentru că aici totul este configurat, ar fi luat foarte mult timp să facem acest lucru manual, hai să mergem în cadrul portalului și să vedem cum putem să facem o solicitare de includere într-un grup de securitate. Deci la categoria Access and Security, vedeți că avem catalogul și aici în cadrul acestui service offering avem access la grupuri de Active Directory. Iar utilizatorul care solicită acest lucru trebuie să introducă o serie de informații, în primul rând cu senderul, deci pentru că va fi taxat. Trebuie să introducem, de exemplu, cerem acces la marketing și la IT, două grupuri de securitate. Și în cazul ăsta trebuie să introducem și o justificare, cel de-al treilea prompt care era configurat acolo. De exemplu, am nevoie de acces la prezentări și vreau să administrez SharePoint, site-ul SharePoint de marketing. Ok, și utilizatorul va trimite acest service request. Și bineînțeles că poate urmări și care este starea acestuia în cadrul portalului, mergând în zona My Request. Deci vedeți aici ce s-a întâmplat, de exemplu, cu problema de e-mail, a fost asignată, escaladată la nivelul 2, iar pentru cealaltă problemă observați că va trebui să treacă printr-un proces de aprobare, o să vedem imediat în cadrul consolei, respectiv vom putea merge acum în zona de work items și să vedem service request fulfillment. I'll open service requests. Deci vedeți cererea venită din partea utilizatorului și aici să ne uităm puțin la ea. Asta este interfața consolei operatorului de la Service Desk. El, bineînțeles, poate să aibă acces la mai multe informații, bineînțeles, în funcție de permisiuni. Și
Să vedem un pic care este procesul de aprobare pentru acest tip de service request. Respectiv, vedeți că el a fost populat acest formular cu informațiile introduse de utilizator, respectiv cost center și grupurile de Active Directory la care el solicită acces și să vedem puțin activitățile. Vedeți că avem un approval activity și dacă ne uităm puțin la informațiile de approval, observați că merge automat pentru approve la administrator, deci acest lucru a fost setat în template-ul pentru acest service request și pot, de exemplu, să-l aprob. Ok, se aprobă. Bineînțeles că acest lucru se poate face și prin intermediul portalului pentru anumit, de exemplu, dacă cel care aprobă este un manager, acest lucru se poate realiza și de acolo. Și următoarea activitate este adăugarea la grupul de Active Directory. Și vedeți că în cazul ăsta este un manual activity. Respectiv, un administrator va primi aceste informații, fie pe e-mail, fie le va afla în coada lui de request fulfillment, în lista de activități și va implementa acest lucru în cazul ăsta manual. Bineînțeles că putem folosi, așa cum am menționat și mai devreme, și un automated activity, de exemplu un script PowerShell, sau putem să ne integrăm cu System Center Orchestrator pentru a iniția un runbook, deci să pasăm parametrii pe care i-am primit aici, de exemplu userul, grupurile și către un runbook în Orchestrator și urmând să facem adăugarea în Active Directory folosind un runbook de tip Orchestrator, deci ca să automatizăm procesul. În cazul ăsta este un proces manual și pot să, de exemplu, să zic mark as completed. Ok, am adăugat. Deci va trebui să mă creadă pe cuvânt. Încă nu s-a terminat activitatea următoare. Îmi cer scuze. Deci, practic, trebuie să zicem aici ok. Și după ce mergem în zona de activity management, mergem la zona de manual activity și să vedem activitatea pe care am avut-o anterior, încă este pending. Deci, practic, avem aici approval activities, imediat, review activities. E completed. Workflow-ul va trece imediat în pasul următor, durează puțin, mai ales că rulează aici la mine și pe laptop, urmând ca după aceea să pot să... Să pot să marchez ca și completat acest. Da, încă nu a fost finalizat workflow, deci durează puțin în acest mediu de demo, dar practic după ce a fost aprobat, va trece la activitatea următoare, care este cea de implementare. Aici trebuie să ne imaginăm, de fapt, că nu un singur utilizator face toate aceste lucruri, ci cineva aprobă și o altă persoană face implementarea sau eventual implementarea, așa cum am spus, se poate face automat. N-am discutat despre partea de configuration items, dar aici probabil lucrurile sunt cunoscute de la versiunea anterioară. De exemplu, pentru fiecare tip de calculator pe care îl avem în cadrul organizației, sunt colectate informații cu ajutorul, deci din Active Directory, din Configuration Manager, de la Operations Manager, respectiv aici puteți vedea categoriile de informații care sunt colectate. Aceste informații, de exemplu, au fost colectate din Active Directory. Dacă am fi avut un Configuration Manager, am fi putut colecta și hardware, software, deci informații suplimentare despre acel calculator și acestea ar fi apărut în această zonă.
dar în momentul de față nu avem configurat un conector către Configuration Manager. Altfel, aceste informații ar fi apărut automat aici. Eu aș spune că asta este poate unul dintre principalele avantaje pe care Service Manager le are vis-a-vis de alte produse de Service Desk, respectiv faptul că poate să-și construiască automat CMDB-ul pe baza informațiilor provenite din surse externe, respectiv Active Directory, Configuration Manager, Operation Manager și mai nou Orchestrator și Virtual Machine Manager. Ok, deci am făcut o scurtă trecere în revistă a soluției de Service Desk de la Microsoft. Am trecut în revistă noile funcționalități cu privire la Service Level Objectives, respectiv Service Catalog cu partea de Service Offering și Request Offering și noua interfață a portalului de tip self-service pentru utilizatori. Bineînțeles că acest produs este destul de complex și ne-ar fi luat foarte mult timp să discutăm toate funcționalitățile produsului și sper totuși că această prezentare a făcut o trecere în revistă interesantă și utilă pentru dumneavoastră, astfel încât să puteți trece la faza de evaluare a produsului dacă sunteți interesați sau să-l implementați pentru beneficiarii dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru participare. Vă stau la dispoziție în continuare pentru întrebări. Puteți pune întrebări prin intermediul ferestrei de question and answers. Și de asemenea vă invit de pe acum pentru săptămâna următoare la sesiunea dedicată System Center Orchestrator. Acesta este un produs nou în familia System Center. A fost achiziționat de Microsoft acum un an și jumătate. Numele anterior era Opalis și este un produs foarte interesant care ne permite automatizarea proceselor și integrarea cu soluții de management atât Microsoft cât și third party. Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept din nou săptămâna viitoare. Toate cele bune!